Salut, camarazi! Astăzi o să vă informez despre lucruri care se petrec în țara noastră. Din păcate, nu sunt lucruri frumoase, dar cred că a ajuns cuțitul la os și nouă și la toată țara asta. Trebuie să facem ceva pentru că toate instituțiile România sunt corupte, sunt putrede, sunt, dacă le dai un brânci, cad, așa cum a căzut și Șandramaua în decembrie 89, doar cu un brânci a și căzut. Așa și astăzi, tot ce e instituție publică în România e plină de hoți, de bișnițari, de tâlhari, de trădători de neam și țară, plătiți de noi cu sudoarea muncii noastre. Sunt tot felul de alogeni care nu s-au mai satură jefuind țara asta. Sunt tot felul de canalii, de lichele, oameni fără Dumnezeu, fără credință, fără nimic. Hai să vă dau așa câteva exemple. Ministrul alogen, Rafila, trăiește cu nevasta unui om care este subaltern, a lăsat-o și gravidă, știți vă? Deci, vă repet, un ministru care e din poporul cu perciuni și cu cipilică, a lăsat gravidă o subalternă de-a lui, care era măritată. Spuneți-mi voi ce părere aveți de treaba asta, că un alogen vine în România să cocoață în vârful unui minister, și după aia își dă în pete. Bineînțeles că așa e poporul ales, își dă în pete întotdeauna. Lasă gravidă o subordonată de-a lui care e măritată. Dacă un ministru face așa, ce vreți să mai vorbim de secretar de stat, de comisar, șef, de eu știu, tot ce vreți voi pe acolo, pe la ANP, pe la Ministerul Justiției, pe la MAI. Deci acolo e Sodoma și Gomora. Știți și voi că în ultimii ani au fost cazuri de subalterne care și-au denunțat șeful, pentru că polițistul, comisarul șef, le hărțuia sexual, vrea să le dezbrace, știți? Deci obsedatul n-avea bani să ducă la o parașută sau să-și cheme o escortă. Bineînțeles că nu muncește pe alune dacă e comisar șef, nu? N-avea bani să dea la o escortă să-l rezolve, își hărțuia sexual subalternele, care probabil că unele erau și măritate. Până ministere deja e curvărăsie legală, știți, acolo și e ca la fotomodele, știți, cine nu se dezbracă poate să-și caute în altă parte de muncă. Astăzi vreau să vă vorbesc în sensul ăsta despre fondatorul Untold, Bogdan Buta, de la Cluj. Știți și voi că în fiecare vară în România sunt festivaluri peste festivaluri, Untold, Nevăsii și nu știu câte mai sunt pe acolo și poate zeci. Toate astea sunt făcute de securiști ca să vă ia banii. Bogdan Buta ăsta, cred că și de-aia l-a făcut fondatorul Untold, pentru că omul e șantajabil. Și securiștii aleg întotdeauna oameni care să le facă treaba, care pot fi șantajați. Dacă nu sunt cu filetul pe stânga, nu sunt curvari, nu sunt alcoolici, nu sunt drogați, nu-i pun, pentru că nu pot fi șantajați, știi? Pe Bogdan Buta probabil că știa că e pedofil și de-aia l-au și pus acolo, fondator. Bogdan Buta e acuzat de agresiune sexuală asupra a doi minori. Poliția din Cluj a deschis deja dosar penal. Eu zic că festivalul ăsta în Tolca și Neversea și toate astea sunt invitații, sunt festivaluri copiate de afară, de napus, de unde e decadența de nu se mai poate. E o invitație la Dezmăț,
legături extraconjugale, intraconjugale, cum vreți voi, invitație la droguri, la pedofilie, la alcool, la ce mai vreți voi, la tutun, așa. Deci, Sodoma și Gomora, pur și simplu. O metodă prin care securiștii noi, ce s-au aliat cu văcarii de peste ocean după decembrie 89, înainte erau aliați cu rușii, dar au văzut că acum e mai bine cu americanii, s-au pus cu ei, vor să distrugă tineretul român. În momentul când dintr-un tânăr faci un drogat sau un alcoolic sau un dependent de tutun sau un depravat, ăsta e ușor de controlat, înțelegeți? În Bogdan Buta, în 2021, deci acum 2 ani și ceva, a agresat sexual 2 minori. Se fac cercetări ale poliției din oficiu. E vorba de articolul 219 din codul penal. Înainte să-i abuzeze sexual, i-a îmbătat, știți, ca să n-aibă, să nu întâmpine rezistență. Minorii l-ar fi cunoscut pe fondatorul de la Antol prin intermediul aplicației Tinder. Victimele, care acum sunt majore, au povestit cu lux de amănunte ce s-a întâmplat acolo la ziarul de la Cluj. Încă dovadă a decăderii țării noastre, unde lichele, cei care au filet pe stânga, care sunt hostilhari, alogenii, care sunt nesătuiți de bani, au acaparat pur și simplu statul român și noi suntem prizonierii și sclavii lor. Ne țin, de fapt, cu biruri și cu taxe, ne țin sclavi. Înțelegeți? Cred că am atins fundul borcanului. Mai jos nu se poate decât atâta. Tot ce e făcut în România, de fapt, dacă mă gândesc bine, tot ce e instituție în România e plină de corupție, de hoție, de nesimțire, de nepotism și tot ce vreți voi, de destrăbălare. Peste tot e numai jaf, furt, fur la banul public, muncit de noi, înțelegeți? Se aruncă banii noștri pe fiare vechi, numite avioane, sute de milioane, se aruncă pe fiare vechi și le numesc avioane. Alea sunt, de fapt, coșciuge zburătoare. Așa? Am trimis, Ministerul Apărării a trimis 123 de milioane de dolari la Văcar peste ocean, le-au dat țeapă, nu le-a trimis nimic, le-a luat banii ca la curve și nu le-a dat nimic, știți? Așa, și le e frică să ceară banii înapoi, banii munciți de noi, știți? Așa, deci ăștia aruncă cu banii, că nu sunt banii lor. Mulți sunt incapabili și îi dând cauza aia, dar nu uită să-și pună și partea lor deoparte, că cine trage spuza, își face și el, cine coace turta, își face și el parte, știți? Așa, acum o să mai vină o bucurie. În afară de miliardele care le-am dat pe injecții, care după aia au fost aruncate la gunoi și nimeni nu răspunde, dar banii i-am muncit ca să-i dăm la Văcar, știți? Acum ne mai vine o bucurie. O să vină 4,5 miliarde de dolari de plătit pentru Roșia Montană. Asta e tot o lucrare a securiștilor cu niște șmecheri, cu Frank Timi și cu străinii, ca să țepuiască poporul român de 4,5 miliarde. Păi bă, frate, nu avem de ce să plătim noi poporul. Trebuie să plătească cine a greșit, cine a luat ciubuc acolo, cine a semnat hârtiile. De exemplu, ministrul Berceanu, care e cu Perciun, îl cheamă Bercoviș, de fapt, și alții de ăștia alogeni care au vândut țara la străini. Așa, eu zic că asta e treaba. Vă aștept la comentarii, rămânem precum catarii, umăr la umăr. Pa, camarazi!